Ați văzut că și Xavi schimbă ghetele în timpul... Băi, și le schimbă în cața și sufletul tău de băiat, dar nu cred că are, bă, șoșoi de ăștia. Uite-te și tu. Ce s-a stea, mă, mă? Dar cine te-a învățat să-ți cumpere așa ceva, Răzvane? Sunt de femei. Nu sunt, bă, de femei. Am luat de la, bă, de 43 de femei? Ce femei cunoști? 43-46, că se bage aici, s-a arăs frumos la televizor. În primul rând că mi se strâng aici în față, da. În al doilea rând că nu mă pot descălța pe niciunde, că îmi crapă obrazul. Pari manechin. Băi, par dubios, nu manechin, uite. Ăștia da. Încă sunt din ăștia lungi, cum ar veni. I-a zis... Cam unii și până aici. Barâșnicov, tu ești. Da, exact! Deci ai apucături de balerin. Această invenție inutilă omului... Mi se pare la fel de ciudată cum sunt chiloții de masaj. Ați văzut chiloții de masaj? Prima oară când i-am văzut, am stat un sfert de oră. Mi-a spus masioza: eu vă las aici, vă pregătiți, vă puneți acești chiloți de protecție. Și acum stau și mă gândesc, protecție pentru cine? Pentru ea sau pentru mine? Vă puneți acești chiloți de protecție și eu mă întorc imediat. Eu am crezut că sunt comestibil prima dată când i-am văzut. Da, că vin într-o pungă, zici că sunt fondante. Da, zici că sunt de zahăr. Da. Ia... Nu știu ce ți acoperă. Ce? Ia. Eu pot să spun ce nu ți acoperă. Tot. Deci, practic, a plecat domnișoara. Așa. Oana o chema. Când s-a întors, eram tot cu ei așa. Și în cucu gol, bineînțeles. Ce? Și am zis, na, păi... oamenii, nu trebuie să... Păi nu, că poți fi în blugi când te uiți la ei. Era în blugi. I-am pus inclusiv pe cap ca pe o căscuță din aia de baie. Nu, n-am înțeles ce, unde vine și ce trebuie să se vadă la masaj și ce nu trebuie să se vadă la masaj. Da. E că ți-a venit pofta de masaj, că te simt așa. Da, 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 da. Am și o situație. Fac masaj într-un loc unde sunt două colege. Una din colege m-a făcut așa din start să mă simt foarte confortabil și nu am purtat niciodată nimic. Adică prosop și aia. Acum te întreb eu pe T-I-N-E. Oare ea a vorbit cu colega ei de pe cealaltă tură la care nu pot? Deci n-am, nu. Deci eu am și kilos de aia pe nu mai în chiloți pot. Nu pot. Deși sunt la fel de drăguți amândouă, la fel de simpatice, la fel de... Da, dar nu mă... aș vrea să te întreb eu pe T-I-N-E. Și să răspunzi cât poți de S-I-N-C-E-R. Cât ai fost la masaj, nu cu prima colegă, cu a doua colegă. Ai fost C-U-M-I-N-T-E? Ia uite, îți miros degetele, ai ulei de masaj. Nu mă, am asta a mea cu glicerină, vrei? Eu nu vreau decât... Hai să vezi ce senzație. Hai, Răzvan, dai mă mâna. Hai mă, că nu suntem... Dai mă mâna. N-am mai văzut atât de mult. De la 20 de ani. Hă? Zuta, de ce mi-ai pus atât de mult? Păi așa se pune. Fiecare cu... Cum e? Cum să fie? E o cremă. Dar nu simți așa o altă, decât la altă cremă? Ba da, parcă e mai lubrifiată treaba. Nu îți dai pe față și pe... Nu pot peste machiaj. Nu poți. Vezi că, uite, nu se duce câte e? Păi mă, prostule, dacă știi că nu se duce, de ce mi-ai pus atâta? Să văd cum dai mâna cu următorii invitații. Foarte simplu. Flavia? Nu, că... Eu nu pot să mă șterg de prosop și... Ce-ați crezut, voi nebunilor? Păi, dar nu suntem proști să facem asta la televizor, să umplem ziarele. O facem la noi, în cabină. Da, ce bine! Ui. Hai că data trecută am început cu mâinile și nici nu știți unde am ajuns. Aole, da. Oale, ce bine! Ce nasol acum, că o scape ăștia printre mâini. Da. Iată o emisiune foarte complicată. O emisiune plină de... Mamă, dar cât a pus! A meci de fotbal de seară, să vedeți dacă nu alunec pe acolo de draci, măi. Iată o emisiune plină de informație.
o emisiune de îți face poftă să te dai cu cremă. Băi, bine miroase. Și cine nu are balerină în casă să-și cumpere.